Bună seara, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Ziua Limbii Române este sărbătorită astăzi pe ambele maluri ale Prutului. Cu această ocazie, la Chișinău, peste 1700 de oameni s-au adunat în Piața Mare Adunări Naționale, unde au participat la cea de-a doua ediție a Marii Dictări Naționale. Din alineat, musafirii erau niște prieteni vechi de ai mei. Ziua Limbii Române a început tradițional cu depuneri de flori pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ea continuă și la această oră cu un concert care are loc pe strada pietonală din centrul capitalei. De Ziua Limbii Române, președintele României a venit în vizită la Chișinău. Klaus Iohannis a fost întâmpinat la președinție de șefa statului Maia Sandu. Ne iubim țara. În anii de școală n-am avut ocazia să scriem dictare în limba română. La mulți ani, limba română! Dor, doină, grai, murmur. Sunt cuvinte pe care doar cei care simt și vorbesc românește le înțeleg. Cuvinte care te fac să știi că ești acasă. Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române pentru că ne unește și ne definește identitatea națională. Cu acest prilej, în Piața Mare Adunări Naționale, s-a adunat o mare de oameni care și-au testat cunoștințele la limba română. Au fost peste 1700 care au participat la dictarea națională. Au scris un text din creația regretatului Spiridon Vanghelie. Este un omagiu adus limbii române, spun participanții, care în acest an au fost de 4 ori mai mulți decât la prima ediție din 2023. Copii, adolescenți și maturi, de diferite profesii, ocupații și pasiuni, oamenii au participat la Marea Dictare Națională. Bulevardul Ștefan cel Mare a fost în această dimineață ca o mare de oameni. Iar pentru toți cei aproape 2000 de participanți, aici în Piața Marii Adunări Naționale au fost amenajate sute de bănci. Era ora 9 dimineața când participanții au luat loc în bănci, fiind pregătiți de marea testare. Dat fiind faptul că la limba română în acest an curent am evoluat considerabil și în nota 10 la semestru, am decis să mă controlez pe mine, cunoștințele mele acumulate pe parcursul la 10 ani, aici, în cadrul Marii Dictări Naționale. Să demonstrăm că suntem patrioți, că ne iubim țara, să ne amintim de dictările de la institut. Mie îmi place limba română de la școală și astăzi am scris dictarea cu mama. Mi-am adus aminte de anul 1989, când mulțime de oameni și inclusiv și eu am stat aici în piață și am votat pentru limba română. Și sunt cuprins acum de emoții. Participanții din Piața Mare Adunări Naționale, peste 1700 la număr, au scris un fragment din volumul Școala Vieții de Spiridon Vanghelie, iar dictarea a durat 45 de minute. Din alineat, musafirii erau niște prieteni vechi de ai mei. Nu mi s-a părut foarte complicat, dacă ești foarte atent, iar alegerea textului a fost, cred eu, una genială, în cinstea scriitorului. Atâta timp cât sunt și versuri, sunt și dialoguri și cred că a avut tot ce trebuia să aibă un text. Am ales acest text ca să omagiem marele nostru scriitor. Spiridon Vanghelie a contribuit semnificativ la păstrarea și promovarea valorilor culturale românești. La eveniment a fost prezentă și șefa statului Maia Sandu. La mulți ani, limba română! Mă bucur că atât de multă lume s-a adunat astăzi pentru a onora limba română în cadrul unui eveniment care devine o frumoasă tradiție de 31 august,
Marea Dictare Națională. Evenimente similare au fost organizate și în alte 15 raioane, iar numărul total al participanților la dictările de astăzi a ajuns la peste 2500. Marea Dictare Națională se află la cea de-a doua ediție și este organizată de Ministerul Educației sub patronajul Președinției Republicii Moldova. Anul trecut au participat aproape 450 de oameni. De la mic la mare au venit în centrul capitalei pentru a participa la dictarea națională. Unii au făcut și 10 de kilometri pentru a ajunge la eveniment. M-am trezit la ora 3 ca să pot prinde prima rutieră care trece spre Chișinău. Eu la grădiniță am învățat să fac activități și să scriu și să învăț litere și să învăț să scriu de mână. Ce i-a determinat pe participanți să vină în Piața Mare Adunări Naționale și să scrie dictarea, aflați chiar de la ei în câteva minute la știri. Ziua Limbii Române a început astăzi cu depuneri de flori pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare din Capitală. Pe la busturile poieților și scriitorilor s-au perindat promotorii limbii române, dar și unii politicieni. Iar după amiază, sărbătoarea s-a mutat pe strada pietonală Eugen Doga. Icoana mai frumoasă în lume nu-i decât a Maicii limba noastră. Cu flori și tricolorul în mâini, zeci de oameni s-au adunat la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor pentru a marca Ziua Limbii Române. Și sufletul meu e tot românesc și limba mea e tot românească, cum a spus George Călinescu. Nu ăla e român care se bate cu pumnul în piept și țipă că e român, dar ăla care vorbește, citește și scrie românește. Limba română, grafie latină, ne duce în lume civilizată. Și noi trebuie să o promovăm, să o vorbim corect și să învățăm copiii și nepoții noștri. Fiindcă limba, asta este totul ce conduce o națiune. Noi o să mergem înainte, o să păstrăm limba noastră cea română și o să o vorbim și ne stăruim să o vorbim și să dăm și exemple și altor generații tinere ca să o vorbească corect. La un moment dat, pe Aleea Clasicilor și-a făcut apariția Vasile Bolea, membrul grupului Șor, care de-a lungul timpului s-a opus noțiunii de limba română. Acesta a fost huiduit de mulțime. Sărbătoarea dedicată Zilei Limbii Române a continuat pe strada pietonală Eugen Doga. Aici au fost amenajate mai multe spații de agrement, dar și terenuri de joacă pentru copii, iar strada a fost decorată în culorile tricolorului. De exemplu, în acest loc, vizitatorii au putut să treacă printr-o ploaie de roșu, galben și albastru. Astăzi este sărbătoarea limba noastră și am un mesaj pentru toți oamenii să își păstreze tradiția și să vorbească limba lor, limba cea română. E o frumoasă sărbătoare care noi ținem la ea, trăiască limba română. În acest an se împlinesc 35 de ani de când a fost votată instituirea limbii române ca limbă de stat și revenirea la grafia latină. În 1994 însă denumirea limbii și a sărbătorii a fost modificată. Abia în martie anul trecut, sintagma limba moldovenească din legislație și din Constituție a fost modificată în limba română printr-un decret semnat de șefa statului Maia Sandu. Spectacolul dedicat limbii române continuă și la această oră pe strada pietonală Eugen Doga. Colega noastră, Natalia Gânga, este acum acolo și vine cu mai multe detalii. Natalia, bună seara! Bună seara, Iuliana! Bună seara, doamnelor și domnilor! La mulți ani, limba noastră, cea română! Concertul numit Limba noastră, limba sfântă, a început acum 2 ore cu un recital de cântece patriotice. În scenă a ieșit deja Cristofor Aldea Teodorovici Orchestra și a cântat publicul cu prestația sa. Spectacolul continuă și la această oră, în scenă evoluează Geta Burlacu, iar în continuare vor veni mai mulți artiști, printre care Prius Honores, Cătălin Josan, Natalia Barbu și mulți alții. Aici, pe strada pietonală, s-au adunat sute de oameni să celebreze limba română. Într-o atmosferă de nostalgie, de dor și de dragoste față de graiul românesc, oamenii fredonează cântecele nemuritoare. Atât de aici, Iuliana.
Natalia, mulțumesc! Gândesc, vorbesc și visează în una dintre cele mai armonioase limbi, limba română. Asta i-a și adunat pe participanții Marei Dictări Naționale în centrul capitalei. Unii au venit cu întreaga familie, alții au făcut 10 de kilometri pentru a ajunge la eveniment. Cu toții însă s-au adunat pentru a-i aduce un omagiu limbii române într-un mod deosebit. Deși a învățat limba română abia anul trecut, a scris dictarea și ambasadoarea Marii Britanii la Chișinău. Familia Saturovici a venit la dictare în toată componența. Scriem amintiri, un exemplu frumos. Ne-am decis brusc de dimineață să le luăm și pe ele, să vadă această sărbătoare frumoasă. Iar Erica, deși are abia 6 ani, știe deja să scrie. Se pare că ea a fost una dintre cele mai mici participante la dictare. Eu la grădiniță am învățat să fac activități și să scriu și să învăț litere și să învăț să scriu de mână. Mihai a făcut peste 200 de kilometri pentru a putea participa la marele eveniment. Elevul a venit tocmai din Ocnița. Limba pe care vorbește o persoană reprezintă imaginea sa, caracterul persoanei, cei 7 ani de casă, cum se spune. S-a trezit dis de dimineață și Tamara Rotaru, care a venit din sudul țării. Femeia este profesoară în Cahul și spune că nu putea rata această dictare. M-am trezit la ora 3 ca să pot prinde prima rutieră care trece spre Chișinău. Dacă este alfabetul latin, noi suntem obligați să respectăm o lege și să vorbim românește. La eveniment au fost participanți de toate vârstele. Printre rândurile de mese l-am întâlnit și pe Nicolae Josanu, în vârstă de 76 de ani. Spune că a fost printre militanții pentru revenirea la grafia latină. Și mi-a plăcut din copilărie, mai drept spus din școală, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut limba. Apoi când au avut loc evenimentele, când au avut loc evenimentele legate de renașterea noastră națională și de eliberarea noastră națională. Eu participam activ. Am întâlnit și turiști. Eu vin din România. Cunoaștem mai bine nu numai limba, dar și cultura și tradițiile unui loc. Dar și reprezentanții misiunilor diplomatice. Deși a învățat anul trecut limba română, ambasadoarea Marii Britanii la Chișinău a participat și ea la eveniment, scriind alături de cei peste 1700 de participanți rânduri din creația lui Spiridon Vanghelie. Am învățat limba română anul trecut. Limba română este cheia pe care poți să înțelegi țară mai bine, cultură, tradiția, istoria. Rezultatele în urma dictării vor fi cunoscute în luna septembrie, atunci când o comisie formată de Ministerul Educației va verifica textele, iar cele mai bune vor fi premiate. Adică nu știa să zică râu, rățușcă, rămurică. În schimb, unii diplomați au știut. Mai mulți angajați ai ambasadei SUA în Moldova au marcat ziua limbii române într-un mod de-a dreptul spectaculos. Știu că știi, că știu că e, știu că, dar mai știu că știu că e pește și că știu că se mănâncă și că știu că se prăjește. Cântecă cântate, cântreața încântoare, încânte cântreatul, încântante cântrea, cântreațe. Din a câta încercare le-a ieșit, vedeți în câteva minute când revenim și cu mesajul ambasadorului UE la Chișinău, Ioanis Mazeix. De ziua limbii române, președintele României a venit în vizită la Chișinău. Klaus Iohannis a fost întâmpinat cu onoruri militare la președinție, unde a avut o întrevedere cu Maia Sandu. Cei doi șefi de state au trecut în revistă toate proiectele comune dintre Republica Moldova și România și au semnat o declarație comună în susținerea cooperării dintre cele două țări, inclusiv la capitolul provocări de orice fel. Președintele României a ajuns la președinție în prima parte a zilei, acolo fiind așteptat de Maia Sandu. Cei doi oficiali au onorat drapelul de stat și imnurile celor două țări, interpretate de fanfara Gărzii de Onoare. După ce au dat mâna cu delegațiile, au urmărit defilarea Gărzii de Onoare.
s-au retras la discuții pentru aproape o oră, iar ulterior cei doi șefi de state au semnat o declarație comună privind reziliența Republicii Moldova. Ne asigurăm că lucrurile bune începute și proiectele începute în domeniul energetic, în infrastructură, în construcții de poduri, în construcții de școli, reparații, grădinițe și așa mai departe, să continue cel puțin la aceeași intensitate. Declarația semnată astăzi reafirmă susținerea dumneavoastră fermă în fața numeroaselor provocări cu care ne confruntăm. Șefa statului a vorbit despre rolul României în dezvoltarea Republicii Moldova și a mulțumit omologului său pentru sprijinul țării vecine în consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova, pentru deschiderea pieței pentru produsele moldovenești, pentru contribuția la construirea a 5 poduri rutiere noi peste Prut, pentru sprijinul în domeniul educației, pentru investiții în dezvoltare locală și nu în ultimul rând pentru sprijinul parcursului nostru european. Lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în iunie curent nu ar fi fost posibilă fără sprijinul constant și deplin al României. În această toamnă, inclusiv prin participarea la referendumul privind integrarea europeană, cetățenii Republicii Moldova vor avea oportunitatea istorică să opteze pentru stabilitate, securitate și bunăstare. După declarațiile de presă, Maia Sandu și Klaus Iohannis au mers pe Aleea Clasicilor din grădina publică și au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu. Mulțimea prezentă acolo i-a aplaudat. Unire! Oficialii au făcut o baie de mulțime, după care au plecat. Când ultima dată ați făcut frământări de limbă? Diplomații de la ambasada SUA în Moldova au decis să încerce jocurile fonetice chiar astăzi pentru a celebra și a-i aduce un omagiu limbii române. După mai multe încercări, acest exercițiu le-a ieșit de minune. Iar ambasadorul UE la Chișinău, Ianis Mazeix, ne-a uimit și în acest an. El a recitat o poezie în limba română. Știu că știi că știu că e știucă, dar mai știu că știu că e pește, și că știu că se mănâncă, și că știu că se prăjește. Cântecul cântat de cântăreața încântoare, încante cântăreațul încântant de cântărea cântăreațe. Când mă gândesc că te gândește că mă gândesc la tine, gândește-te că mă gândesc că te gândești la mine. De ziua limbii române, ambasada SUA în Republica Moldova a menționat într-un mesaj pe Facebook că limba română este nu doar frumoasă și melodică, dar și plină de provocări pentru cei care încearcă să o învețe. Așa că diplomații din cadrul ambasadei și-au propus să facă câteva dintre cele mai dificile frământări de limbă. Au avut mai multe bătăi de cap, dar într-un final le-a ieșit de minune. Cantaretul în știu că știi că știu că știu că piat patrick. Oh, this is very hard. Okay, I'll try. Și ambasada țărilor de jos la Chișinău a venit cu o felicitare numai puțin creativă. Diplomații au recitat poezii în limba română. Lemă noastră e o cumare, an îndântorii în fundat. Un șirac de piatra rară, pe moșie revăsată. Iar ambasadorul UE la Chișinău, Ianis Mazeix, ne-a uimit și în acest an. El a recitat o poezie dedicată limbii române care a fost compusă de către autoarea Ionela Hadârcă. Dialog cu domnitorul. Am trăit o întâmplare. A venit Ștefan cel Mare și întreba nedumerit, oare unde am nimerit? Apărat am în zadar al Europei hotar. Vă dezbină rău minciună, nu vă țineți împreună? Iar boierii necinștiți, dolofani și giftuiți, știu că votul se câștigă, nu se dă pe mamăligă. Președintele român Klaus Iohannis, aflat astăzi la Chișinău, a venit și el cu un mesaj de felicitare de ziua limbii române. El a spus că oricât de departe am fi de meleagurile natale, limba română ne leagă dincolo de timp și de meridiane și ne definește ca popor, conturând identitatea noastră culturală și națională.
Continuăm cu alte subiecte. În ajunul unui nou an școlar, mai mulți copii din familii social vulnerabile au primit în dar ghiozdane și rechizite. Inițiativa aparține unei organizații de caritate care astfel a decis să ajute familiile care cu greu fac față cheltuielilor. Într-un apartament modest cu o singură cameră dintr-un bloc avariat din Isporeni locuiește Ion Nacu împreună cu 7 din cei 11 copii ai săi. Fetele dorm acolo, eu cu fata mică dorm acolo și doi băieți acolo picresc la și adorm. Și ne descurcăm și putem. Copiii s-au bucurat enorm când au primit ghiozdanele pline cu rechizite. Foi colorate și foi albe, creioane, pixuri, plastilină și mapă. Și ce o să faci cu ele? Ce o să te ajut ele acolo? Să scriu. Ca să cresc mai mare și să ajung în clasa 12-a. În penor. Pentru acurele. Periuță. Scutez. Soția e piște hotare. Piște hotare când poate trimite, când nu poate. Și la tot foarte greu. Un ghiozdan plin cu de toate a ajuns și la Maxim, care va merge în clasa 1. Ce o să faci cu toate astea? Nu știu. Cred că o să le folosești, nu? O să scrie în caiet. Cum crezi, o să-ți placă la școală? Da. Maxim locuiește împreună cu mama sa originară din Moldova, Mariana, care a revenit acasă odată cu declanșarea războiului din Ucraina. Acum 2 ani a decedat soțul. Alți doi băieți mai mari au rămas în Ucraina. Situația e grea. Eu o an jumătate am stat acasă după două operații și n-am intrat la lucru, am 2 săptămâni. Ghiozdanele pline cu rechizite au ajuns și la mai mulți copii care frecventează un centru al organizației de caritate. E greu. Și ce o să faci cu el? Să-i merg la școală. Dar în ce clasă o să fii? Clasă 1. Am primit foarte multe rezite. Ăla are... Wow, arnețel. Wow, ce aici? Nu știu. Wow. Un carnețel, da? Da. Campania numită Vreau și eu să învăț se desfășoară pentru al 8-lea an consecutiv. Mi-am pregătit nevoile sau lista de rechizite în dependență de clasă. Fiecare această donație merită și este valorificată. Acești copii, din câte ați văzut când văd acest ghiozdanaș, e tocmai tremură. În total, 680 de copii din întreaga țară au primit câte o pungă sau un ghiozdan plin cu rechizite. Weekendul a început cu vreme rea pe litoralul din România, unde un ciclon format deasupra Mării Negre își arată puterea. Tot e sub tapă. Iar în Europa, Spania este și ea lovită de furtuni puternice și inundații. Cu detalii revenim imediat. A fost o zi neagră pentru locuitorii orașului Harkov din nord-estul Ucrainei. Aseară o bombă ghidată rusească a lovit un bloc de locuințe și un teren de joacă. Cel puțin 6 oameni au fost uciși, printre care o copilă de 14 ani. Peste 90 de persoane sunt rănite. În replică, Ucraina se pare că a lovit regiunea rusă Belgorod cu drone Vampire în cursul nopții. Acolo 5 oameni și-au pierdut viața, spun oficialii locali, iar peste 40 sunt răniți. Kievul nu a comentat acuzațiile. Aceste imagini au fost surprinse la scurt timp după atacul sângeros din Harkov. Clipul video arată flăcări uriașe care cuprind blocul de locuințe. Mai multe etaje ale clădirii au fost înghițite de vâlvătaie. Mașinile din parcare au fost avariate, răsturnate sau incendiate. Mai s-a tot
Iar terenul de joacă din apropiere acum este complet distrus. Acolo a murit o copilă de 14 ani care mergea prin apropiere în timpul loviturii. Momentul exploziei a fost surprinsă de o cameră de luat vederi dintr-un apartament. Aceasta este Veronica Cojușco, în vârstă de 18 ani, care a decedat în urma bombardamentului rusesc. Ea era o pictoriță cunoscută în oraș, iar profesorul ei a publicat ultimul desen pe care fata l-a trimis cu o oră înainte de tragedie. Cel puțin 80 de oameni au fost răniți, dintre care 22 de copii, inclusiv un bebeluș de numai 11 luni. Armata rusă, cu ajutorul unei aeronave Su-34, a lansat un bombardament masiv asupra orașului Kharkov, dinspre Dubovie, regiunea Novgorod a Federației Ruse. De data aceasta au folosit bombe ghidate și dimineața au răsunat explozii. Aceste imagini sunt din Kiev și arată doborârea unei drone. Apărarea ucraineană a interceptat în cursul nopții și dimineții 24 din cele 52 de drone. După atacul de aseară din Kharkov, Ucraina se pare că a vrut să se răzbune. Autoritățile ruse au raportat victime și pagube în Belgorod. Regiunea ar fi fost lovită de dronele ucrainene Vampire. Unele clipuri video arată cratere formate în urma exploziilor. Câteva blocuri au fost avariate, iar peste mașinile parcate în curți au căzut bucăți de beton și pietre. Între timp, la Kiev a fost anunțată o nouă demitere. Volodymyr Zelensky l-a destituit pe comandantul forțelor aeriene după prăbușirea unui avion de tip F-16 luni. Я вирішив замінити командувача повітряних сил збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків, ППО. Усім, хто дійсно б'ється для України, для результату. І це потрібно так само на командному рівні. Ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад, берегти усіх наших воїнів. În ceea ce privește cauzele accidentului, au fost făcute publice trei posibile cauze. Este luată în calcul o eroare a echipajului, o defecțiune tehnică sau lovitura unui sistem de apărare aeriană. Dar acestea sunt doar trei din cele puțin alte 10 cauze care pot fi luate în considerare de anchetă. În acest context, deputata Radei Supreme, Mariana Bezuhlaia, membra Comisiei pentru Securitate Națională și Informații, a scris pe o rețea de socializare că avionul de vânătoare ar fi fost doborât din greșeală de un sistem de apărare aeriană Patriot din cauza lipsei de coordonare între unități. Weekendul a început cu vreme rea pe litoralul din România, unde un ciclon format deasupra Mării Negre își arată puterea. Mai multe străzi din Tuzla și Constanța au fost inundate noaptea trecută. Chiar și un hotel a fost spălat de ape. Între timp, furtuni cu ploi ca la potop s-au abătut și asupra mai multor localități spaniole. Puhoaiele de apă și noroi au invadat cel puțin două orășele. Primul etaj al unui hotel de pe malul Mării Negre a fost inundat noaptea trecută. Clipul video publicat de români arată șuvoaiele care mătură tot ce le stă în cale. În aceste imagini vedem cum mașinile parcă plutesc pe arterele transformate în lacuri. Tot e sub tavă. Parcarea de la Delmar. În unele zone, vehiculele au rămas blocate în ape, iar pompierii au acționat toată noaptea. Însă, problemele au început încă din cursul zilei. În zona Dobrogei a turnat cu găleata 4 ore, iar falezele s-au inundat. Canalizarea s-a umplut în Tulcea și apa a ajuns pe străzi. Un bătrân aflat într-un scaun cu rotile a căzut în apă în timp ce încerca să traverseze. Doi bărbați l-au ajutat să ajungă pe trotuar. A fost cod roșu de vreme rea în 13 localități din județul Constanța. A plouat atât de tare încât în unele locuri s-au strâns 60 de litri de apă pe metru pătrat. În euforie, turiștii au mers desculți prin bălțile imense formate pe faleză. Meteorologii spun că la mare soarele se va arăta abia începând de duminică. Spania este și ea lovită de furtuni puternice și inundații. Mai multe orașe mari au fost devastate de viituri.
Într-o singură oră, temperaturile au scăzut brusc, trecând de la 30 de grade Celsius la 14. În unele regiuni au căzut până la 70 de litri de apă pe metru pătrat. Autoritățile spaniole au emis alerte, inclusiv pentru ploi cu noroi, ceea ce înseamnă că apa conține praf saharian. A fost o nouă seară magică la Festivalul de Film de la Veneția, unde Nicole Kidman a avut o apariție superbă pe covorul roșu. Vedeta a fost însoțită de Antonio Banderas, cei doi fiind protagoniștii unei drame erotice. Pelicula a avut premiera aseară la Palatul Lido. Nicole Kidman a purat toate privirile în momentul în care a pășit pe covorul roșu. După ce a salutat mulțimea, grațioasa actriță a întâmpinat-o pe Halina Rain, cea care a regizat drama erotică Baby Girl. În pelicula înscrisă în competiția de la Veneția, Nicole Kidman interpretează rolul unei femei de afaceri care își pune în pericol atât cariera cât și familia, după ce începe o aventură cu un stagiar tânăr. Antonio Banderas îi este soț în film. This leaves me exposed and vulnerable and frightened and all of those things when it's given to the world. Nicole Kidman a jucat în mai multe filme riscante de-a lungul carierei, inclusiv Eyes Wide Shut, regizat de Stanley Kubrick. Pelicula a avut premieră la Veneția în urmă cu 25 de ani. Tot aseară a fost prezentat și serialul Disclaimer, care are în rolurile principale pe Cate Blanchett, Kevin Klein și Sacha Baron Cohen. Ladies and gentlemen, be aware. Bazat pe cel mai bine vândut roman al scriitoarei Renée Knight, thrillerul psihologic are doar 7 episoade. Miniseria spune povestea unei jurnaliste care descoperă că este personaj într-o carte ce dezvăluie cel mai întunecat secret al ei. A fost dezvăluită lista finaliștilor pentru cele mai bune fotografii realizate în sălbăticie. Jurul n-a avut o muncă tocmai ușoară, având în vedere că în competiție au fost înscrise peste 60.000 de instantanee. Doar 100 au trecut mai departe. Această poză subacvatică realizată în Florida se numără printre cele mai impresionante fotografii. În cadru apare o femelă la mantin însoțită de puiul său. Amândoi se scufundă încet pentru a ajunge la iarba de mare, hrana lor preferată. Iar o altă imagine prezintă saltul spectaculos al unei hermine, care pare că dansează. Și lista continuă cu alte animale simpatice ori fioroase. De exemplu, acești doi lei au fost surprinși în timpul unei certe, ambii fiind vizibil nervoși. Au fost prezentate diverse fotografii ce surprind diverse fenomene naturale impresionante. Juriul a ales doar 100 de cadre din peste 60.000. Fotografiile câștigătoare vor fi anunțate pe 8 octombrie și vor fi expuse la Muzeul de Istorie Naturală din Londra. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează o ediție specială a emisiunii Gusturile se discută. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!